să țin cel mai mult este libertatea interioară. Un om politic trebuie să știe unde compromisul pe care trebuie să-l facă, îi afectează libertatea interioară. Adică trebuie la un moment dat să știi foarte bine care e limita până unde poți să mergi. Și să știi că dacă treci de limita asta, te defectezi. Și avem exemple și cazuri neapărate. Cine nu e capabil să... Cine nu are o libertate interioară puternic consolidată, cine nu e conștient de limitele proprii, și asta e foarte important. Trebuie să știi foarte bine limitele. Să știi ce poți și ce nu poți, ce poți realiza și ce nu poți realiza, și ce poți să spui și ce nu poți să spui, și așa mai departe. Să te cunoști foarte bine. Altfel, ai surprize tu însuți când te vezi în anumite împrejurări, pus să reacționezi și îți dai seama că de fapt tu nu știi până unde poți să mergi.